Zâmbește, îți place să joci cărți. Da, foarte tare. Pe de la astea două cinezi. Nu-ți plac? Da. Niște frumuseți. Da. Care apreciază foarte mult bărbații hotărâți. Mm. Și generoși. Una, două, trei. Nu merg. Păcat. Una, două, trei ale tale, plus încă 15. Cât? 15. Trebuie să mergi. Trebuie să te arunci. M-am aruncat. Mai mult? Cât mai mult? Rezerva secretă, e ce? 4 plus 20. 20. Bătrâne, nu mai am chef să număr. Bine? 20 ale tale plus la cât te evaluez că ar fi aici. 20 plus încă 50? Cam 50, da. Mm? Hai, fetelor, puțin încurajare. Hai că avem 50 aici. Aha. Așa. Cu sec. Cu sec. uite, hai, fetelor, un pupic. Atâta, un pupic. Duceți-vă și dați-vă un pupic și după aia vă întoarceți la mine, da? Fă cărțile. Hai că avem o noapte lungă. Poți să faci cărțile? Da, uite, te rog. Atât, un pupic. Așa, și tu, și tu, un pupic. Unu, unu, haide, întoarceți. Uite, cine ține, mă ajutați cu banii ăștia? Ai cumva o pungă? Eu aici am 700, tu cât ai acolo? Deci aici sunt 20. Așa. 20. Da. 20. Toată caseta aia cu bijuterii cât are? Toată caseta cât are? Păi... Zi. Un... Nu, 400? Asta, nu, cam 350. 350. Dar are și aici, dacă te uiți. Hai 400, hai că-ți fac un discount. 400. Așa, 420. Aici e vila din... Ia uite ce avem noi. Vila, unde e asta? În Palermo? În Italia? Aha. 420? Uite cheile. De la vila? Nu, asta e de aici, de la asta. Asta mai face încă 30. Deocamdată le lăsăm cât aici. Cât ai zis, ai ajuns? 420, 600, 690. Mașina. Mașina? Păi așa asta, intră în 690 cu mașina. Da, dacă e roata de rezervă în garaj. Nu-i nimic, lasă roata de rezervă. Altceva, până la 700. Încă... Telefonul tău? Telefonul meu? Era lăsat care? Nu, bine, 693. Telefonul tău? Hai, ce te moșcai așa? 693, 690, cât vrei pe ăsta? E puțin zgâriat. A, e zgâriat. Ți-l iau cu 5, da? 693, 698, altceva. Uite, dă brățara aia, cât face aia? A, da, am uitat de brățara. Îți mai dau una pe brățara. Hai, dă încă una. Încă una, da. 699, hai, încă una, hai. Hai, încă una, hai. Cămașa, cât face cămașa? Îți dau 50 de bani pe cămașa. Hai, scoate cămașa. Hai, scoate-o. Hai, 50, da, 699 și 50 de bani.
Hai scoate-o, ce te jenezi acum sau cum? Vrei să joci sau nu vrei? Sexy! 699,50. Tem pe 50, mai e ceva de 50. Tricou? Ne place tricou ăla? Aha. Vrem și tricou? Ia, îmbracă-mă cu cămașa. Ia, și tricou, hai și tricou. Trebuie să-l pui la masă. Trebuie să-l pui în ala dacă vrei să joci. Ia zi, bătrâne, mergi mai departe sau nu mergi mai departe? Te bagi sau nu te bagi? Hai, ai tupeu sau... Tricou, scoate tricou de pe tine. Tu auzi ce spun? Pune tricou pe masă. Tu, ia tricou. Ia tricou și-a dat tricou încoace. Te arunci? Te bagi? Mergi mare sau nu mergi mare? E sec sau nu e sec? Mai vrei ceva? Ai 700. E sec, da? O pereche ajunge. Cât ai? O pereche. Ia să facem. O pereche? Da. Deci o pereche. Două pereche. Și încă o damă la o pereche, da? E furt, da? Stai puțin. Două perechi. Două perechi. O, ia să vedem. Hai că meriți. Nu, tu mă, tu mărgele, că tu nu ai mărgele. Ia. Frumos? Îți place? Poți să mai dau, poți să mai dau un telefon? Un telefon? De pe telefonul meu? Lăsă de telefon de pe telefonul meu. Îl lăsăm să dea un telefon? Hai, dă un telefon. Unu, vezi, te gândesc într-un minut, da? Fac impulsul pentru tine. Ia, uite. Vrei și tu un șiran? Da, bine. Ești acolo? Bine. Mulțumesc. E acolo. E acolo? Da. Bun. Asta e, bătrâne, mi-a făcut plăcere. Un ultim joc, te mai felici. E ceva? Ai uitat de ceva? Te felicit. Mai e ceva pe acasă? Te felicit, nu mai am nici casă, te felicit. Nu? Deci nu vrei să mai faci un ultim joc? Îți mulțumesc. Cruciulița asta, să o ții tu lângă aici. Ce e? Asta e un simbol, nu-l joc. Mm? Ăsta nu... Mm? Vrei să-l joci pe ăsta? Vrei să jucăm pe ăsta? Da. Pe medalionul meu? Da. Tot. Ia mâna puțin de pe el. Cu o singură condiție. Care? Medalionul ăsta nu jucăm... Ce-ți e frică? Nu, pe medalion. E frică să joace pe medalion. Pe medalionul ăsta... Ce-i frică din că o să pierzi, mă, pentru că oricum o să pierzi. Pe medalionul ăsta... Da, așa. Nu jucăm pe bani. Dacă vrei să jucăm pe medalionul ăsta, jucăm pe viață și pe moarte. Cine pierde, moare. Ia. Vezi și pe moarte. Am spus. Vezi-lor, ia luați banii de aici. Ia curățați masă. Intrați în casă, plecați. Ia și ăsta. Hai mai repede, luați toate pe masă, am zis. Nu te uiți? Nu, să te uiți tu. La ce? La carte? La cărți. De capul tău, pe viață și pe moarte.
ajunge? Nu? Fuliaș. Ajunge? Fuliaș cu popi? Da. Să vedem dacă ajunge. Ne uităm împreună. Ceva de teamă, popă de inima neagră. Poți, te rog, să-mi întorci tu cartea? Tu mi l-ai dat. Aruncă. Opa. Azi de inima neagră. Ia-ți bătrâne medalionul înapoi, am glumit. Asta nu merge. Pe ce am jucat? Nu, nu înțeleg unde pas. Uite, știi ce? Hai, ca să nu, hai să facem o treabă cinstită, da? Ai venit cu niște bani, îți dau bani înapoi, jumate, fiecare merge la treabă. Nu ajunge. Îți dau toți banii în care ai venit, bine? Nu ajunge. Nu e vorba de bani. Te-am spus. Îți dau toți banii. Fetelor, dați-le banii în bijuterie. Îți dau toate bijuteriile înapoi. Gata? Nu le mai bătrâne, ce mai bine, ce mai cinstit. Uite, ia-ți medalionul, ia-ți bijuteriile și lasă-mă în pace. Gata, nu. Nu merge. Uite, dă și mărgele jos de la gât. Dă jos de la gât. Și tu, dă-le jos de la gât. Gata, hai, lasă. Uite, ia-ți telefonul, dă telefonul de vrei tu. Nu mai merge. Ăsta e nebun. Serios, e nebun. Acum îți spun așa. Tu, peste 7 zile, vei merge la o adresă. Strada Zorilor, numărul 6. Ține minte. Zorilor, numărul 6. Și nu uita, jucătorii se țin întotdeauna de cuvânt. Da, poftiți. Pe unde mergem, domnule? Zorilor, numărul 6. Strada Zorilor, numărul 6. Nu se poate, domnule. E o confuzie. Eu nu mă duc acolo. Acolo e un loc peste mac. Eu nu mă opresc acolo. Domnul meu, tocmai pentru că nu vreți să mergeți la adresa asta, sunt convins că este exact adresa corectă.
Bine, domnule, dacă vreți, vă duc, vă las la colțul străzii și de acolo mergeți singur. Tinere, nu ești în toate mințile. Acolo locuiește moartea, moartea în persoană. Nu te duci acolo. Taci, Tolberg, nu vorbi cu străinii. Bună ziua! Bună ziua! Am venit! Dar n-așteptam pe nimeni. L-ați greșit, sigur mă căutați pe mine. S-a întâmplat ceva? Vă e rău? De ce nu vorbiți? Ce s-a întâmplat? Nu, mă scuzați. Nu mă așteptam să... Ești așa de frumoasă. Da, da. Știți, în meseria mea e un avantaj. Da? Păi da, imaginați-vă dacă dumneavoastră ați fi pe patul de suferință. Cum ați vrea să arăt? Da. Oricum, eu am venit să-mi puneți capăt suferințelor. Sunt întru totul al dumneavoastră. Da? Sunteți sigur? Da? Sunt frumoasă! Să știi că îmi place felul direct în care mă abordezi. Dar nu înțeleg cum ți-a venit așa dintr-o dată. Adică ultimele 7 zile din viața mea numai la tine mă gândesc zi și noapte. Și azi e ultima zi. Chiar așa? Da. Asta e minunat. E foarte special. Scuze-mă o secundă. Da. Da, domnule doctor. Înțeleg. Bine, vin imediat, da. Un caz grav la sala de urgență. Dar nu. Trebuie neapărat să mă duc, au nevoie de mine. Dar nu înțeleg, te cheamă ei, nu merg singură. Da, de obicei știu dinainte, dar mai sunt și cazuri neprevăzute. N-am ce face, trebuie să mă duc, mă grăbesc. Mă așteaptă, mă grăbesc. Ce? Și eu? Dacă ești așa de hotărât, sigur te găsesc aici când vrei.
Ți-ai uitat? Ți-ai uitat... Ce trusă? Da. Mai am una la spital. Ah. Ok. Ah, să știi că am gătit. Dacă vrei, poți să te servești. Eu chiar o să-mi servi. Sunt plecat. Domnule, aici? Păi, tu nu spuneai că nu oprești la numărul 6? Păi, dar asta nu e numărul 6. Dar cum e numărul 6? Aici stă Mirabela, asistenta șefă de la chirurgie. Asta e numărul 1? Păi și numărul 6 unde? Numărul 6 e dincolo, vis-a-vis. Alo? Da, domnule doctor. Cum, nu mai ai nevoie să vin? Bine. Mă anunțați dumneavoastră când e nevoie?